ajungem la ședință de astăzi. Și punem la vot ședința, procesul de bani din ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Dăm ce se organizeze. În conformitate cu dispoziția primarului comunei, numărul 178 din 17.05.2019, vă invităm să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Comunal, ce va avea loc în data de 24.05.2019, orele 9, în sediul primăriei comunei Sângulieni, în sala de consiliu. Ordinea de zi este următoarea. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Inițiator primarul comunei. Proiect de hotărâre 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea costurilor medii anuale pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap, precum și a contribuției Consiliului Local Sântuleni, județul Bacău, la finanțarea acestor servicii pentru anul 2019. Inițiator primarul comunei. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractului cadru de asociere privind finanțarea activităților de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2019, inițiator primarul comunei. 4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat la domeniul public de interes local al comunei Sângulieni, ca suprafețe de 22.284 metri pătrați teren aflat în travelanul satului Sângulieni, comuna Sângulieni, județul Bacău, în vederea construirii a 5 cuțuri pentru investiția alimentare cu apă potabilă a satului din comuna Sângulieni, inițiator primarul comunei. 5. Proiect de hotărâre privind trecerea de la domeniul privat la domeniul public de interes local al comunei Sângulieni, a suprafeței de 1232 metri pătrați teren, aflat în extravilanul satului Sângulieni, comuna Sângulieni, județul Bacău, în vederea construirea 3 cuțuri pentru investiția alimentare cu apă potabilă a satului din comuna Sângulieni, inițiator primarul comunei. 6. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Sângulieni, numărul 17 din 29.02.2016, privind însușirea de completare și modificare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Sângulieni, însușit prin hotărârea Consiliului Local în numărul 17 din 29.09.1999, modificat prin HCL numărul 3 din 24.01.2003, și HCL numărul 19 din 6.07.2005, inițiator primarul comunei. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume destinate cultelor, inițiator primarul comunei. 8. Proiect de hotărâre privind scoaterea din circuitul agricol a suprafaței de 57 metri pătrați, categorie de folosință pășune, teren situat în extravilanul satului Sângulieni, comuna Sângulieni, județul Bacău, în vederea construirii stației de pompare din cadrul investiției de utilizare de utilitate publică locală, înființare, rețea, canalizare și stație curare ape uzate, menajere în comuna Sângulieni, județul Bacău, inițiator primarul comunei. 9. Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul public de interes local al comunei Sângulieni, suprafața de 676 metri pătrați teren, aflată în intravilanul comunei Sângulieni, județul Bacău, în vederea montării conductei de aducțiune aferentă cuțurilor de apă pentru investiția alimentare cu apă potabilă a satelor din comuna Sângulieni, inițiator primarul comunei. 10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public de interes local al comunei Sângulieni, suprafeței de 25.482 metri pătrați, aflată în intravilanul satului Sângulieni, comuna Sângulieni, județul Bacău, în vederea asigurării zonei de captare a apă pentru investiția alimentare cu apă potabilă a satelor din comuna Sângulieni, inițiator primarul comunei. Și 11 diverse. Cine este de acord cu ordinea de zi?
permiteți, domnule președinte, în funcție ordinele de zi, scoaterea circuitului circuitului agricol, scoateți de 50 de milioane pătrați, pe zonele, în vederea scoaterea circuitului agricol, agrabil la scoateții, mă formă în hotărârii 4, cele 3 suprafețe adunate. Încă pe o dată de zi, scoaterea circuitului agricol, în scoateții. Asta să putem depune documentația de agricol, pentru scoaterea circuitului agricol. Câte suprafețe este urmate? Deci sunt cele 3, sunt cele 3, deci noi acum aprobăm pentru cei 57 de metri pătrați scoaterea din circuitul agricol. Și după aceea, ca să domnul primar a zis că și ăștia să trebuiască... Nu se poate construi în zonă externă, decât prin scoaterea din circuitul agricol. Și înainte era puțin mai complicat, aprobă rățile vedea în ordine. AMIF, OCPI, Direcția Agricolă și Ministerul Agriculturii, acum s-au simplificat lucrurile, AMIF și Direcția Agricolă. Bun, în loc de 10, vor fi 11 puncte de ordine. Deci, supunem la modificare, de să fie... Supunem la modificare. Cine este pentru? Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, inițiator primarul comunei. Propune? Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea costurilor medii anuale pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoane adulte cu handicap, precum și a contribuției Consiliului Local Sândurleni, județul Bacău, la finanțarea acestor servicii pentru anul 2019. Inițiator primarul comunei. Aici am să vă spun eu pe Consiliul Județean la intrare. Hotărârea adresilor numărul 65-2019 privind stabilirea costurilor medii anuale pentru finanțarea acestor servicii. Iar, bine, aceste costuri acum s-au mai majorat, s-au mai mărit cu mare costuri. Numai că noi, în continuare, va trebui ca să suportăm 35% din aceste costuri pentru persoanele de pe raza Comunei Sândule, care au fost instituționalizate. Care să fie una, care să fie 10, este obligația noastră. Supunem la vot. Cine este pentru? Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul cadru de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pe anul 2019. Inițiator primarul comunei. Aici am să vă spun tot eu. E felul următor. Deci noi avem deja contract cu cei de la Consiliul Județean. Iar pentru că acum se modifică prețurile, anual se modifică aceste prețuri, anual se face act adițional. Deci nu are sens să intervii asupra unui contract dacă el este bine reglementat, doar atât. Prin act adițional se stabilesc prețurile pe care le-ați aprobat dumneavoastră. Da. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public de interes local al Comunei Sândurleni, a suprafeței de 22.286 metri pătrați teren aflată în excavilanul satului Sândurleni, Comuna Sândurleni, județul Bacău, în vederea construirii a 5 puțuri pentru investiția alimentare cu apă potabilă a satului Comuna Sândurleni, inițiator primarul comunei. Având în vedere proiectul de alimentare cu apă a fost început în 2006, s-a efectuat un studiu video de firma Geocuvers și s-a constatat că necesarul pentru o populație de 3500 de locuitori este 9 litri pe secundă. A trecut atât de mulți ani, în momentul când s-a stabilit zonele pentru cele 3 puncturi, domnul constructor m-a zis, domnul primar, să mai facem un studiu, adică un puț arăta că 4 litri pe secundă. O
cantitate foarte mare, având în vedere o experiență în domenii, pentru că a construit foarte multe puțuri. Am efectuat acest studiu viitor și s-a constatat că acele trei puțuri care erau în proiectul inițial nu avea decât un debit de 5,5 litri pe secundă. Asta, în momentul când s-a constatat că are doar 5,5 litri, am chemat pe domnul proiectant, iar domnul proiectant a solicitat modificarea soluției tehnice, astfel încât locuitorii comunei Sândoreni să beneficieze de apă. Pentru 5,5 litri nu am acoperit de 3.123.500 de locuitori. După cum știți, defectuarea de construcție nu poate fi făcută decât pe domeniul public al comunei Sândoreni. Majestea este pe domeniul privat, s-a efectuat cadastru sistematic, unde pe zona respectivă pășunea de pe malul Tagreului, s-a eliberat trei cărți funciare, trei cadastre. Noi am încercat să veșmuim acea zonă, adică Direcția de Sănătate Publică, pentru a emite autorizația DSP-ul, vederea al finalizării, în momentul când se finalizează alimentarea cu apă, trebuie eliberată autorizația de la DSP. Trebuie o împrejmuire. Acea împrejmuire trebuie efectuată pe baza unui proiect. Noi am încercat să păstrăm anumite distanțe date de normative, adică 30 de metri față de cază, 30 de metri față de proprietăți, 70 de metri față de puțuri, dar s-a constatat că nu ne putem încadra, pentru că nu ne putem. De-aia e forma aia ciudată așa. Forma aia ciudată. Atunci domnul Cadasei s-a zis domnul primar, pentru că este o formă ciudată, scoatem din circuitul agricol toată suprafața, efectuăm proiectul de împrejmuire și ne ducem din nou, dacă vrem, în circuitul agricol. Suprafața de 22.286 este pe zona unde s-au construit cele 5 puțuri, ele sunt construite 7 puțuri. Cele 7 puțuri au un debit de 10 litri pe secundă, ceea ce arată un necesar existent pentru populația comunei Sândoreni. Deci 22.286, avem cadastru pe această suprafață, că avem 3 cadastre, unde s-au construit cele 5 puțuri. Asta e la vărsarea turluiului? Da, exact. Funtoara acum. Da, sunt 5 puțuri. Chiar vă rog să vă ziceți. Da. S-au efectuat drenul turlui. Chiar le-au și... Dar de așa e puțul de sensă parte. Da, da, da. Bun, mai sunt întrebări? Eu aș putea să vă vedem primar. Mai este să fac un puț în zona unde a fost are înainte? Sus, acolo, dreptul de lucrare în Vierșești, la... Acolo sunt. Eu fost proiectat cu cele trei. Terenul de fără. Terenul de fără. Nu. Nu? Mi-a fost teamă să construiesc. Dar nu fost teamă. Mi-a fost teamă. Acolo, știți că era... Da, erau probleme și toate probleme. Da, noi am intaburat suprafața respectivă, dar intaburarea nu înseamnă că nu arată dreptul de proprietate. Pentru că această suprafață era și pe titlul de proprietate al unui oraș, era și o decizie a Comisiei Locale, cu toate că mai există un document în plus de schimbul între ASEO și primărie. Și mi-a fost teamă, adică construiam o investiție pe o suprafață care e și nu e a noastră, e și nu e a noastră. Acea suprafață sunt pe două. Fizic nu este a noastră. Fizic nu, că e alt tip de proprietate. Este a nepotului lui Țărțăscu. Dar el trebuia să le dea judecată pentru lei infavorabil și ar fi durat o altă, o situație similară este la Oituz și am evitat această situație de la Oituz, am construit cele 7 puturi într-o zonă compactă, astfel încât să evităm un eventual proces între primărie și Igoraș. Întrebări mai sunt? Cine este pentru? Punctul 5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public de interes local al comunei Sândoreni a suprafeței de 1232 metri pătrați terenă aflată în intravilanul satului Sândoreni, comuna Sândoreni, județul Bacău, în vederea construirea trei puțuri pentru investiția alimentare cu apă potabilă a satului din comuna Sândoreni, achiziția tot primarul comunei. Aceeași situație, două puțuri, aici, două puțuri.
făcut, nu trebuie. Aceeași situație, toate că suprafața este foarte mare, suprafața necesară pentru cele două puțuri ar fi fost 70 cu 30 cu 30 și 140 înmulțit cu 60. Deci 8.000, 9.000 de metri pătrați. Vedeți că e o suprafață mult mai mare. Dar pentru a evita, cum zice domnul Marian, acele poziționări cu date, acea trasare, am luat toată suprafața 12.632 pentru care avem extras de calcul funcțional. Adică scoaterea din circuitul agricol nu se face decât pe extrase de calcul funcțional. Sunt documente care se pun la dosar. Și am luat toată suprafața. Dacă vedeți, vedeți că sunt două puțuri mai la dreapta, la o distanță de 138 mm față de cele 5 puțuri. Adică pe zona unde s-au construit cele 5 puțuri s-au găsit o frunză freatică mai bogată, pe o distanță de 150 mm nu s-a mai găsit apă. O frunză freatică, e frunza freatică, dar cantități foarte mici de apă și am fost nevoit să, să o ducem la, altă, la o distanță mai mare, unii am dat de apă. S-a furat în continuu, s-a furat. Eu zic că ideea care dumneavoastră consiliere și domnul primar cu puțurile era, a fost o chestie, știți. Din pânza foiatică, în unii din zboare, și ceea ce vreau am pus analize de la un puț, o apă extraordinară. O apă foarte bună, are puțin mangan, puțin mangan, dar din clorinare se încadrează. Se încadrează, dar o apă foarte bună. Foarte bun. Am găsit un puț, am mai săpat mai multe puțuri, dar un puț am găsit cu apă chiar cu 4 litri pe secundă, dar mi-a fost puțin teamă că o să stric apa la celelalte de 6 km, dar va fi un bazin de corectare de clorinare și mai multe pompe se va produce apa sus la rezervor. În capătul canalului, fiind mai aproape de canal, mi-a fost teamă că o să stric apa. La canică apă ne pot. Cine este pentru? Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Sibilen de 17 din 29 a 2 2016 privind însușirea de completare și modificarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Comunei Sâmbuleni, însușit de hotărârea Consiliului Local numărul 17 din 29 a 9 1999, modificat prin HCL numărul 3 din 24 a 3 a 2003 și HCL numărul 19 din 6 a 7 a 2005, inițiator primarul comunii. Prin modificarea soluției tehnice, prin eliminarea punctului de la Berșești, unde a spus Neuenică, a fost necesar introducerea conductei de aducțiune care va face legătura între puț și rezervorul de la Berșești. Acea conductă de aducțiune va trece pe lângă terenul de fotbal până aproape de Tisa. Zona respectivă, respectiv, avem un drum, este Iraș, pe partea stângă nu este introdus în domeniul de inventar al Comunei Sâmbuleni. Am modificat inventarul Comunei Sâmbuleni, unii săpat, am introdus în inventarul Comunei Sâmbuleni doar suprafața aferentă conductei. Adică, ea are o lungime de 1500-1600 de metri, nu știu cât are, sau mai puțin, 400-500, că nu este suprafața. O anumită suprafață este trecută în inventar. Da? Și se modifică. Adică 1424 mulțit cu 0,60. 600, da, nu ne-am aminit, 676 de metri pătrați. Astfel încât să putem efectua cadastrul și pe suprafața respectivă. Adică proiectantul pe zona respectivă, cadastrul a efectuat ridicările topul unde veche care va fi transmis la proiectant, iar proiectantul va emite o planșă cu detalii de execuție asupra conductei respective cu verificarea de către proiectant. Adică nu poți să faci fără proiectant, fără... Dacă e necesară lungimea, e normal. Ce să faci? Eu am o întrebare. Spune-te-o. Ce se întâmplă cu acele suprafețe pe unde trece conducta montată deja în teren, care e pe proprietățile cetățenilor? Alea cum le trece? Într-o cui proprietate? Deja nu avem situație de genul acesta. Nu avem? Nu scapă. Am o singură zi cu deci sunt conductele montate. Da, unde? Eu am avut o singură situație. Sunt conducte montate. Pe Valea Prisești, pe Pomanții, la Vârzulești, până sus. Care trec
pe suprafețele oamenilor. Eu ce am cunoștință când am efectuat, când am făcut liberare și măcar când am obținut noua autorizație pentru apă, singura problemă când ne-a dus la autorizare a fost de aici la Ferenț. Zona asta, conducta trece pe... Deci eu a fost pus în proiect. Păi dar nu și cu pomanul lui Mădeșu. Este pe drum, este drum. Nu, este drum. Dar eu sunt sigur, eu vă demonstrez că sunt suprafețe, deci sunt locuri unde deja cetățeanul a închis suprafața pe care trece conducta cu gaf. E posibil, e posibil. Dar spuneți-mi un exemplu, că nu știu, chiar ieri am avut o situație cu un gal aici în sat și am rezolvat problema. Adică a ieșit în două curmietul și am zis, dacă nu uzi galul, vin și stai galul, la domnul Niță Petre. Eu nu zic că sunt situații, dar nu am cunoștință. Adică pe Berșești nu cred că este. Deci, spuneți-mi un exemplu. Numai în cazul în care o să fie probleme cu conducta, o să bușească apa afară, atunci o să vedeți că acolo este conducta. Da, spuneți un exemplu, a zis că nu știu. Nu știu, eu nu am cunoștință. Nu are ăștia la un metru. Nu are ăștia la un metru. Nu are ăștia la un metru. Are 7 metri. Am dat un exemplu, da. Are 7 metri. Poate vine că mi-a pus întrebarea asta și mi-a spus de drumul ăla. Drumul ăla care face legătura între Coma și Buzurești este tot în domeniul alimentar. Crezi că e o problemă atunci. Dacă nu este introdus în domeniul alimentar, este o problemă. Deci trebuie introdus drumul ăla, de făcut, ridicăm topul și introdus în domeniul alimentar. Nu introdus. Nu este introdus? Nu este introdus. Pentru că, încă o dată, precizez. Când s-au făcut măsurători de retrocedare a terenului de la CAP către persoanele fizice, cetățenii respectivi care ieșeau cu tarlaua, ei trebuia să meargă până în capă, din capă în capă, cum era poziționat tarlaua. Au cedat din proprie inițiativă, nu știu, 2 metri, 3 metri, 4 metri pătrați, 5, 10, ca să le iasă drumul. Și de-aia sunt pe proprietăți, cazul de pe Bârzasca, s-a pus cheamă, dosul Mănoaie, de la Stufă. Ăla este drum lăsat de oameni, de cetățeni, pe care acum zice Ocolul Sintru că e al lor, dar nu e al lor. Este pământ oamenilor, așa este. Deci, eu dacă aveam pământ acolo, normal trebuia să ajung la el. Și atunci oamenii au înțeles că erau convocați într-o anumită zi, toți, care aveau teren acolo și cel care măsura comisia îi spune, băi, fraților, uite, drumul este aici, îl lăsăm sau îl măsurăm? Normal că l-au lăsat. Deci nu poate să spună acolo, și așa sunt cazuri foarte multe. Deci conducta trece pe terenul lor, el ăla are în titlu. Da, posibil. Este posibil. Bun, alte întrebări? Să punem la vot. Cine este pentru? Am făcut precizările astea ca să evităm situațiile când vreodată și vreodată poate noi nu o să mai fim pe la primul. Punctul numărul 7. Să nu fie discuție în primul. Dar e foarte bine verificat pentru că nu știi ce se întâmplă. Analizează. Poate Sfântuzul are o problemă cu stația din pompa. Uite, la început s-a înțeles domnul primar, Chică Oslo, domnul primar, cu cetățeanul respectiv, s-a construit acea stație din pompa sau cu ce s-a construit, un put, s-a nu știu. Pe om a solicitat la. Nu i-a făcut, nu s-a făcut alte. Asta se întâmplă. Și se solicită bani mulți. Moștenitorul, de multe ori, nici nu știe și o moștenit. Da. Și sunt foarte multe cazuri. Cum e cazul și de la șeie. Și cu asta este că, pe exemplu, vii, cumpere niște pământ. Și noi putem cumpăra primăria pământ. Dar, pe baza unei expertize de evaluare, suprafața de pe intravilana comunei Sănloeni este de 3,50 €. Adică eu dacă cumpăr acum de la Badea Vasile, trebuie să dai 3,50 € pe metru pătrat. El nu ți-e dă cu 3,50 € și solicită 10 €. Nu ai cum să dai. Adică nu poți să vii în Consiliul Local fără această expertiză de evaluare. De făcută de un evaluator. Și bine. Asta e evitat toate problemele astea. Bine, e evitat lucrurile astea. E evitat că se poate. Da, punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume destinate cultelor. Inițiator, primarul comunei. Avem o situație, sper să o înțelegeți. Da, e o situație puțin mai
L-am aruncat către curte în ideea 650. Am emis o hotărâre de consiliu local cu 25.000 pentru biserica de la Verșești și 70.000 pentru biserica de la Coma. Rămânând disponibil pentru repartizare, diferența de 75.000 de 750.000. La biserica de la Verșești, sumele rămân pentru că se expiră autorizația și nu avem cum să luăm acei 25.000. De la biserica de la Comas, cei 70.000 nu avem cum, dar avem disponibil în semestru 3 acei 75.000. Lucrările de la biserica de la Comas costă, deci pe pavele s-au dat 150.000, 15.000 de lei, iar pe granit, puțin știu, Neantor știe, ne-ai cam vorbit mai mult cu Neantor, vrem să punem granit pe scările de la Coman și am 3 săptămâni de cât cumpăr numai după ofertă. Numai după ofertă, ofertă și ofertă. Cea mai mare ofertă pe care noi nu putem să o suportăm a fost de 98.000 de lei, aproape 1 miliard de lei. Deci o sumă foarte mare. S-a venit cu 930-93.000, s-a venit cu 86. Chiar ieri am primit ea de la o societate, că mai lasă și n-ai 86.000, 160.000. Și m-am dus la Vărcescu, la o societate, nu o să spun, la Vărcescu, și i-am spus situația că primăria n-are cum să dea sume mari, să ne facă o ofertă. Și ne-a făcut o ofertă, nu bună, foarte bună, pe 200 de metri pătrați de granit, material plus montaj, plus adeziv, cu 66.000 de lei. Adică e diferență de 30.000 de lei, 300.000 de lei. Ei montează, ei tot, dar nu avem sume disponibile, decât 70.000. 150.000 și cu 70.000 vine 850, aproape 850. Redirecționarea către biserica cu Coma asume de 20.000 în vederea finalizării lucrărilor care mai sunt pentru marmură și pentru marmură. Va fi greu și pentru pavele. Da, 20.000 pentru biserica de la Coma, în vederea finalizării și sfințirii. Și se termină cu ăștia sau? Da. Acum ce să spun, o să vă spun. Bă, ele apară. Nu prea. Deci problema mea, cea mai grea problemă a fost a mea și o spun public, nu am nimic de ascuns. Nu a existat comunicare între mine și preotul de la Coma. Și în momentul când nu există comunicare, este foarte greu. Adică am lăsat de la mine, pentru că trebuie să las de la mine și dumneavoastră vă reprezentați cetățenii, dar nu există. Înțelegerea noastră la început a fost în modul următor. Părinte, eu cumpăr materialele, ma ta ții niște bani de mare. Părinte, a cheltuit aproape toți banii de la noi, că îmi spune că mai are disponibil 15.000 de lei. Este foarte greu. Acum pavelele va trebui cine să le pună. Deci, societățile mi-au solicitat pe pavele de la 10.000 de lei până la 40.000 de lei. Cel mai puțin mi-a solicitat, l-am întrebat pe băiatul Matanea Vasile, Marcel, cât costă să nu iei tu pe pavele de la Coma? Și îmi spune 30.000. 30 de lei metru pătrat. Dar mi s-a cerut 30 în mulțul cât sunt câți metru pătrat. Da, 70-80.000 lei. Dar cineva mi-a cerut 400.000 lei. Dar oameni de la ajutor social, mai ales... De meseriași. No, meseriași? Pentru că erau tot... Paverile. No, cât de paverile? 150 metri? No, mai mult de paverile. 250, ce-a fost? Și cât vrea din metru, mă? Vă 40 de lei. Până cu 100 de milioane, mi se pare rezonabil. Mi-a se pare rezonabil. Apoi 100 de milioane? Ionel, au cerut două. Eu nu cer, dar... Exact ca la mare, au cerut în ideea. Nu știu, poate în mine. Și mai mult de atât. Pavele le-am pus și eu acasă, se pun de oameni. Dacă nu știi să pui borduri, dacă nu știi să pui borduri, dacă nu știi... Osamentul trebuie alejat ca lumea, că dacă nu e după aia, să lasă ca... Dacă nu știi să tragi la lase zona respectivă, astfel încât să ai... Nu, este foarte greu. La un moment dat, distanță mare. Ceea ce am rămas uimit, mai întreb și eu pe alții, că nu știu, e foarte greu să dai cu laserul pe plan înclinat. Adică să pleci de aici cu 20, să ajungi sus 20. Când trai cu laserul pe plan drept, e ok, dar pe plan înclinat nu. Adică până la urmă,
Îți trebuie aparate de specialitate, care îți dă un anumite unghiuri. Vei modifici unghiul 10 grade, 12, 13, 15 grade, astfel încât când pleci de aici cu 5 cm, să ajungi cu 5 cm de acolo, ați înțeles? Și cu ața nu merge pe ață. Vasile Gătejor mi-a spus, domn primar, cu firul de pescuit. Ăla se întinde, de adevărat, se întinde. Este foarte greu de pus papelele și să vedem ce. Nu este imposibil, da, dar nu poți să duci oameni care nu știu. Da, nu, e o biserică. E o biserică, adică și eu sunt pretențios și dumneavoastră, pretențios la mine. Am pus acasă, vedeți ce papere am pus, adică clasă. Am stat cam mult, m-am chinuit cam mult, că nu m-am priceput. De asta, până să te pricep, dar cine cu apă nu pus, probabil nu știu. Deci 20.000 de ani se ca doar acolo. Acum să mă înțelegeți, trebuie. Ce este pentru? Trebuie să ajutăm, da? Aș vrea, Nea Iosu, pentru că și mata ești consilier, mai multă comunicare, mai multă comunicare între biserică și primărie, nu așa se fac cu lucrurile. Am spus de nemurator, acolo ce s-a făcut nu este ok, nu este pe proiect. Aveam un proiect, nu așa se face. Adică la ce? La ce? Mai ales betonul ăla acolo. Cum să nu compactez cu pământul ăla? Pui beton pe pământ. Ăla de 25 de ani, vine spui... Vedeți? Nu compactaj, nu cumpărați, nu l-am îmbărțit nicio. Adică, eu, permis să-l contrazic, pe construcții, cineva care nu știe rău, că nu se crede de oraș. Dar pionier nu prea pot să-l contrazic, doar să-mi spună orică, știe. Adică... S-ar putea să știe mai mult. Da, dar știi că frația așa până în bani să faci un bani. Tot pentru noi e diferit. A venit atunci un cetățean când noi a preluat apa din spatele bisericii și a zis, ce faci în tipara așa? Să nu umplu acolo pe patru dată, la Sfântul Anton acolo, și am arătat la îmbrie, uite cum e din cauza acolo. S-o luați apa acum, nu mai e ăsta și nu mai are niciunde să mai fie nici grasul, nu mai este. Nu așa se poate în partele de tot. Să fii de tot. Nu așa se poate. Că nu poate. Am înțeles că sunt tot cu acordul noastră, adică... Eu îmi spune părintele să vin cu dirigint de șantier. Părintele am un proiect. Și zic, părinte, dar eu nu pot să vin cu dirigint de șantier, dacă acolo îmi dădea anumite... Și se dădea așa, ca să știți, 20 de centimetri piată spaltă sau barasă compactată. S-a dat 7 centimetri sau 8 centimetri ciment. S-a dat 5 centimetri polistiren, s-a dat frasă de Buzău peste polistiren plus încă 7 centimetri. Deci. Așa s-a dat proiectul. A, nu ce plătam de-acolo. Așa se face. Așa am făcut și acasă cu un rol. Dar nu poți să... Era investiție mare, mă, dacă oamenii nu înțeleg, da, mă înțelegem să zice ce zici noastră. Dar dacă am sunt oameni care nu așa, oameni înstăriți, care nu au dat măcar să zicem 10 lei pentru construcția asta. Și atunci ce să mai cer? Deci trebuie să întind cu iaua cât este. Nu poți să-ți trebuie mai mult. Dar e adevărat ce spui, mă, ta. Dar vedeți alte chestii, să nu uitați cuvântul noastră. Deci, părintele Matei a construit 3 biserici, care știi toată lumea, Băzurești, Fetricica și Coma. Ei, cu această tablă s-au construit toate 3 biserici. Deja, părintele Matei de la Băzurești, tabla de la Fetricica a ruginit și cu plouă în aceeași, deja acum schimbă tabla acolo, dar la Băzurești, plouă în biserică. N-am încercat să-mi obțin, să mai ducem ceva, dar... Da, și acum iar completez, domnule, și să nu se sfințim o biserică în 13-15 ani. E. Și mai mult, și să completez, s-a încercat să se toarnă betonul ăla într-o săptămână, să se facă repede să se termine, când am 2 luni de zile de nu facem nimic. Adică nu așa se face. Fac într-o săptămână și primul 2 luni de zile stau. Nu. Azi fac ceva, mai remediez și tot. Adică nu poți să torni într-o săptămână betonul ăla. Am scos într-o zi podeaua, într-o zi pământul și a treia zi. În 3 zile s-a făcut biserică. Nu așa se face. În 3 zile. Și păcat că biserica aia va dăinui mult timp și vă spun că nu, acum peste un an, 2, 3, 5, pentru că eu am pățit acasă. Tot betonul ăla ce face ăla? Se umflă sus așa. Eu am avut inundații, mi-a venit tot apa pe dedesubt
Știi, eu care a pus plasă, nu? N-a pus nimic. N-a pus, dar a zis că a pus niște fibre. Da, în loc de plasă s-a pus niște fibre. Ce a ieșit acum fibre din aia care înlopește plasă? Nu știu, fructă, nu ce-am mai ieșit. Nu-i diferit, e jos. Nu, da, de jos, jos, pe la tot. E plasă, de buză, acolo era pus. Eu, de față, după nu te-am sunat un profesor de rezistență pe domnul Constantescu și a zis, da, se face, dar merge pe plasă de Buzău și Sfânt. Da. Da, să continuăm. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind scoaterea din circuitul agricol a suprafeței de 57 metri pătrați, categoria de folosință pășune, teren situat în intravilanul satului Sâmbâleni, comuna Sâmbâleni, Bacău, în vederea construirii stației de pompare. Din cadrul investiției de utilitate publică locală, înființarea rețea canalizare și stație epurare a apei uzeate, menajere în comuna Sâmbâleni, județul Bacău, inițiator primarul comunei. Ce vreau să spun, noi am depus documentația în vederea autorizării de la canalizare la Consiliul Județean. În continuu s-au solicitat și pe bună dreptate, adică nu completări de către proiectant, completări completat. Și s-a constatat exact în ultimul moment că stația de pompare, 120 de metri sau nu, 120, 70 de metri este intravilan și 57 este neintravilan. Este scoasă din circuitul agricol și ea. Nu ne-am dat seama că este scoasă din circuitul agricol. Ba era schis acolo, dar ne-a scăpat. Acum am depus, sau trebuie să depunem, am depus la NIF și acum trebuie să depunem la direcția agricolă de scoatere în circuitul agricol. A spus că în 3-4 zile o să ne ajung. Pentru că nu mai necesită avizul de la minister. Deci nu poți construi decât în intravilan și în extravilan pe scoaterea din circuitul agricol. Da, trebuie. Cine se tempă? Împotriva cele... Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul public de interes local al comunei Sâmbâleni, a suprafață de 676 metri pătrați, aflată în extravilanul comunei Sâmbâleni, județul Bacău, în vederea montării conductei de aducțiune aferentă a puțurilor de apă pentru investiții alimentare cu apă potabilă a satelor din comuna Sâmbâleni, inițiator primarul comunei. Dacă vedeți, pe punctul 6, am introdus această suprafață, modificare inventarului pe 9 și pe 9 acei 676 de metri pătrați. Acum, oare trebuie să fie scoasă din circuitul agricol sau nu? Dacă este în extravilan. Dar pe domeniul public. Și asta, nu? Uitați, încă o... Da. Atunci... Uitați, m-am încurcat. De ce este pe domeniul public? Este în extravilan? Da, probabil și asta. Trecea din domeniul privat în domeniul public, da, trebuie și asta, plus 6, da, ok. Deci, după fața de 6, unde este montată conducta de aducțiune, ca face legătura, pot da zlău, putul. Adică, zona aia de 0,60. Este pentru? Potrivă? Asta trece și pe sub grupurile naționale. Asta a județenii. Conducta asta. Avem avis autorizată. Nu, dar trece pe sub grupurile județenii. Da, avem autorizată. Avizul, nu se poate. Da, avem autorizația la domnul județenii, că nu putea. Adică în momentul când trebuie și la Consiliul Județean și obții autorizația, e atunci certificatul de urbanism spune. Autorizație de Uniunea Națională, autorizație Ministerul de Interne. Adică știu, au fost 15 autorizații, cât au fost? Nu. Și la domnul județenii, da, am venit și la domnul județenii. Că nu ți-e liberat la autorizație. Este la domnul național. Poftim? Deci mai este la domnul național. Da, la domnul național. Da. Supuneți-vă. Supunem la vădă, da? Bun. Cine este pentru? Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public,
de interes local al comunei Sângurine, suprafeției de 25.482 metri pătrați, teren aflat în intervalul satului Sângurine, comuna Sângurine, județul Bacău, în vederea asigurării zonei de captare a apă pentru investiția alimentare cu apă potabilă la satelor din comuna Sângurine, niște tot la altul nu. V-am spus prin cadastru sistematic, avem 3 extrase de carte funciare, toate adunate 60.400. 25.482 plus 12.632 plus 22.200, zonele mâine sunt puturi, 60.400 plus 676. Deci, dacă nu astea, nu, astea, 60.400 plus 60.400 plus 676. 600. Avem 3 extrase de care... E vorba de cadastru care le-ai spate. Nu, am cadastru din spate. Că dacă n-aveam cadastru... De ce am tot-o dat? Exact asta am vrut să fac. Îi trec pe toate. Dar trebuia să modificăm extrase de cadastru funcțional. Ei, ca să nu le montăm, am fost extrase de cadastru funcțional. Aici îi mulțumesc băiatul domnul Mânu Coceanu. Și băia de ștergiți am cu casă, da, și o mare, cum a spus. Spune la voi. Spune la voi, cine este pentru? Am încredeținut. Super. Neamil, am gândit, băia de ștergiți. Cum știu? Unul pe lumii, pentru că fie atunci aveți și scoaterea din capitolul agricol a suprafețe de 61.076 de. Deci tot ce s-a aprobat aici, deci asta se trece în domeniul public. Ăsta trebuie la un moment dat a fi scos din circuitul agricol. Da. Și tot Consiliul Local, deci aprobă scoaterea din circuitul agricol. Exact. Situația cu 57 de metri, stația de pompare. Da. Deci va fi punctul 11, scoaterea din circuitul agricol la suprafeței de 61.076 de metri pătrați. Ce-am pune la urmă? Punctul 12 divers. Scrie la cuvânt. Da. Dar eu mulțumesc foarte mult că m-ați chemat așa de bine.